O să-mi scot asta sau ce zice pentru legea? Pentru noi ar fi bine, pentru restul. Regula casei, poți scoate, mă? Nevastă mai blondă, tot o blondă face reguli și aici, așa că... Gata? Bună ziua! Pentru astăzi aș începe cu un subiect foarte dureros pentru mulți români. Bâșbuiala și bâlbuiala guvernului în redeschiderea piețelor. După ce că le-au închis absolut haotic, nejustificat, din dorința de a face ceva, puneți dumneavoastră ghilimele la face ceva, astăzi domnul prim-ministru a declarat că se gândește să deschidă piețele în zilele următoare. Evident, înainte de alegeri, nu-i așa? Că să fie bine, să nu fie rău. Au văzut ultimele sondaje și încearcă să dreagă ce se poate. Când a făcut PSD-ul legea, au contestat-o. După 20 de zile aproape, au contestat-o. Acum se pare că e bine. Dacă toți sunt ocupați cu inaugurări și mai ales cu inaugurări la, știu eu, lucruri pe care nu le-au făcut ei, n-au nici cel mai mic amestec în ceea ce se întâmplă, eu le-aș sugera, în afară de tăiat panglici la o jumătate de sens de autostradă sau de centură, să arate românilor cum inaugurează ei sau fac o vizită de lucru la fabrica de măști, care a fost promisă în martie, parcă, când a adus statul român, Ministerul Economiei și cu statul român, acea linie de fabricație a măștilor, și ni se prezenta o situație foarte roză, cum toți românii vor avea câte 5 măști pe zi de la statul român, să inaugureze fabrica de izolete. Țineți minte, ați fost prezenți cu toții noastră presa și toți noi cetățenii, am uitat urmărit la televizor cu mândrie cum statul român a produs prima izoletă și ni se promiteau tone și șiruri de tiruri de izolete și deveneam furnizori mondial de izolete. Poate o inaugurează și pe aceea. Și dacă mai au timp, poate ne fac o plăcere să inaugureze și fabrica de ventilatoare pentru ATI. Acele ventilatoare pentru ATI promise acum câteva luni, când au afirmat cu mândrie că nu știu ce firmă americană le-a dat know-how, adică proiectul, și au vorbit cu două, trei firme și de acum vor face maldere de ventilatoare. Și fiindcă veni vorba de ventilatoare, înțeleg că la niște județe de unde provin membrii guvernului, adică Sibiul lor, Luca Turcan, sunt niște probleme reclamate de medicii care mai au un pic și închid, nu le mai ajung paturile, sunt pe cale să strângă numărul de la ATI, sau, Dumnezeule mare, imaginile horror de la Reșița, de unde e un alt ministru, ministru de interne, domnul Vela, unde guvernul a spus că o să facă o analiză. Dar până să facă analize, n-ar fi bine să umble un pic la pușculița aia cu banii din fondul de rezervă al primului ministru, să bage niște bani, nu astăzi, ieri, alaltăieri, când au apărut cazurile, să remedieze cât de repede se poate, să salveze niște vieți, să remedieze acele situații, o să, știți că toate alea o să întâmple după alegeri. Între timp, banii respectivi sunt păstrați pentru pușculița PNL, pentru a livra niște bani la primarii PNL, în schimb unor voturi. Dar eu sunt convins că românii se vor trezi, s-au trezit, au și ei sondajele reale, nu vrăjelile pe care le aruncă, PSD-ul conduce și românii duminică vor alege între moartea în chinuri cu PNL și viața mai bună promisă de PSD și demonstrată de PSD cât a fost la guvernare. Întrebări dacă aveți. Legate sondajele pe care le pomeniți dumneavoastră, cum, în ce formulă vă vedeți după 6 decembrie? Ce se va întâmpla dacă PSD-ul va ieși pe primul loc? Au fost discuții legate de desemnarea unor miniștri mai puțin asimilați partidului? Deci, în primul rând, sondajul adevărat va fi duminică. Și până duminică se mai pot întâmpla o mulțime de lucruri și eu sper ca mult mai mulți români să-și înfrângă acea unii comoditate, alții frica de COVID, fiindcă cel mai mare pericol astăzi este PNL-ul în România, nu COVID-ul, să-și înfrângă aceste lucruri, să vină la vot jumătate de oră pentru 4 ani de viață și după acei 4 ani în continuare, să vină la vot. Acela va fi sondajul. Dacă acel sondaj va ieși așa cum credem și sperăm noi, cu un scor foarte bun pentru PSD, peste 35%, ținând cont și de redistribuire, să vedem cine nu intră în Parlament, poate ne apropiem de 40 după redistribuire. Să vedem și ce fac ceilalți și atunci politica de alianțe sau poate fi un guvern minoritar cu sine parlamentară. Să vedem. Asta o vorbim pe 7.
Referitor la miniștri, da, avem niște orientări și cu membrii PSD, majoritatea sunt membrii PSD, și pe anumite ministere cheie, poate niște specialiști mai buni decât cei pe care îi avem noi, sau sunt, e o zonă, nu vă dau nume, un minister unde avem un specialist foarte bun, dar care nu vrea să-și lase meseria să intre în guvern. Până acum au fost discuții, pentru că au fost vehiculate în spațiu public mai multe posibile alianțe, au fost discuții la Palatul Cotroceni despre cum ar trebui să arate viitorul executiv. Știu, surse din partii susțin că și PSD-ul a fost chemat. Nu. La astfel de nu, discuții. Nu a fost chemat, nu a avut loc o asemenea discuție. Domnul președinte, de fapt, s-a exprimat foarte clar ce dorește domnia sa. Dar ce dorește domnia sa poate să intre în contradicție totală cu ceea ce dorește poporul român. Hai să, repet, să se exprime poporul român, să iasă românii la vot, să aleagă viața și nu moartea în chinuri cu PNL și mai vedem după data de 7. Dar în virtutea acestei stabilități despre care pomeniți, ați fi dispus să numiți oameni care să fie totuși conveniți și de partea cealaltă? Ce înțelegi din partea cealaltă? Noi suntem, adică da, acum eu înțeleg bine, da. Știi? Era ca în filme acelea cu de partea binelui, de partea răului. Noi suntem de partea binelui. Hai să vedem, repet, orice negociere se poate purta cu oricine, la modul teoretic cel puțin, dar după ce este gata votul și vedem despre ce e vorba. Dar orice negociere nu înseamnă și orice compromis. PSD ar fi de acord cu o alianță sau să spunem să facă o majoritate cu USR Plus după alegeri? Mai repet că poate nu am fost foarte bine înțeles. Dorința noastră este ca pe votul popular, dacă se poate, să guvernăm singuri. Au mai fost în istoria României guverne minoritare care au guvernat cu sprijin parlamentar. Și mai aveam eu o întrebare, vă rog. Cum a fost această campanie? Mai o singură zi, cum a fost această campanie pentru PSD, un partid care până acum și-a trimis candidații pe străzi, pe ulițe, miza pe această apropiere dintre candidați și oameni? Cum a arătat de data aceasta? O campanie total atipică din acest punct de vedere, dar între timp ne-a mai ajutat și tehnica, evoluția tehnicii. Cu 10 ani nu puteai să vorbești de accesul la toți cetățenii prin mijloace de comunicare masă, acele rețele de socializare. Acum toată lumea are așa ceva și ne-a ajutat foarte mult în campanie și prestația guvernului PNL și prestația președintelui, fiindcă fiecare ieșire în care înfierează Comunie Proletară PSD-ul e un semn de disperare că ai lui pierd. Și lumea a perceput exact așa acest mesaj. A reușit să-i enerveze pe toată lumea. Dar cum ați ajuns dumneavoastră PSD-ul la oamenii în vârstă, la oamenii care... Stați un pic, asta nu înseamnă, am făcut și noi campanie. Ne-am mai întâlnit cu 10, cu 200 de oameni odată, da? Asta e, am luat-o, vorbit om cu om, organizațiile noastre din fiecare localitate, colegii noștri de partid, candidații, primarii, consilierii locali, toată structura de partid a vorbit de la om la om, fiindcă totuși n-a reușit guvernul PNL, n-a reușit Orban chiar să ne închidă în case la modul de arestat la domiciliu. Dumneavoastră ați fi o variantă de premier după alegerile. Domnul Ciolacu astăzi dimineața a spus că dumneavoastră, domnul Grindeanu, ați fi pe listă. Și domnia sa ar fi o variantă de premier. Deci avem variante de premier. Repet, haideți să vedem după data de 7 fiecare ce... Ați dori dumneavoastră din punctul dumneavoastră să fiți premier? Eu vă spun sincer că nu-mi doresc. Dacă va fi nevoie, poate. Dar avem, slavă Domnului, de unde alege. Față de PNL, care Orban, da? Și iată, ia cu Orban, că s-au săturat și el lui de el. Vă mulțumesc mult de tot!